Bună dimineața, guys! Prima comandă de la McDonald's. Am mai ieșit și eu puțin afară, odată cu soarele am ieșit și eu. A dat Dumnezeu să iasă soarele în Anglia. Intru acum să iau comanda de la McDonald's și vă povestesc. Da, băieți, cum ziceam, am ieșit și eu puțin la mișcare să fac un ban. A ieșit soarele în Anglia. E frumos, dar am stat doar puțin, nu stau mult, stau până pe la ora 10, este ora 9 ceasul, cred, de acum, sau stați, nu aici. E 8:25 de minute, stau până pe la ora 10, încă o oră jumate. Să vedem ce bani putem să facem. Asta este prima comandă, jumătate de milă. Deja a intrat următoarea comandă. De unde ești, frățioare? Ok, știu unde e, 4 minute away. Mă duc să o iau. 2 lire și 80 parcă. Sau pe acolo. 2 lire 82. Și merg să iau a doua comandă. La 4 minute de aici. Dau pedală. Have a nice day. Enjoy it. Bye bye. Gata, fraților. Ok. S-a livrat și a doua comandă. Da, cum am spus, am mers mai încet puțin pentru că am avut ciocolata aia caldă, care mi-a dat bătăi de cap. €2,80 pentru comanda asta. Fix fâț, fâț părți. Două scurte au fost, 5,62 £. A intrat comanda de la McDonald's. Să-i dăm acceptare. Da, fraților, a treia comandă, încă nu am ajuns în centru. Sunt vreo 4-5 minute de când am livrat a doua comandă. Mă duceam înapoi către centru, către McDonald's, pentru că alte restaurante nu prea sunt deschise la ora asta. Deschid puțin mai târziu. Și mi-a și intrat comanda. Asta este bine. Da, asta este o comandă puțin mai lungă. Cea de-a treia. 1,8 mile.
gata comanda, vreo 3,74 lire. Dau pedala înapoi către centru. Să mergem pe centru, nene. A intrat a patra comandă. Am așteptat, cred că vreo 10 minute aici. Luțu eu. Am luat și comanda numărul 4. Este ora 9:30, mai am jumătate de oră. Dacă mai fac una e ok, dacă nu e ok din nou, vom vedea. Și a intrat comanda de la McDonald's. Ia să mergem să o luăm. E bine, e bine, e bine. Foarte bine! Ce se vede în zare? McDonald's, I'm loving it! Pam. Da, fraților.
Am gătat și comanda cu numărul 11, adică numărul 5, și am primit incredibilă sumă de 3 lire și 17 penny. Iuhu! Mă duc în holiday acum, gata. Da. Este 9:58 și am ajuns la incredibilă sumă de 15 lire și 55. Da, prietenași, vreau să vă aduc un mic update. Tocmai am primit 2 lire tips. Iuhu! Deci am ajuns la suma de 17,55. Ok, da, fraților, ce credeți? Am ajuns la suma de 20,62. Este timpul să mergem acasă. Haideți să facem o recapitulare a turei de astăzi. Bun, 20,62 lire, 6 curse. După cum puteți vedea, nu prea am ieșit săptămâna asta, am făcut doar 47,39 lire pentru că am ieșit puțin. Vremea a fost foarte nasoală. Astăzi, 2:16, tips 2 lire, promoții 35 de penny și cât am luat eu net, sunt 18,27 lire din curse. La care se adaugă promoția și tipsul. În total 20,62 lire bani care îmi intră mie în cont. Cam asta e pentru astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like. Loviți în el până se face albastru. Apăsați butonul de abonare. Subscribe, vă rog. Și vă aștept în episodul următor. Până atunci, aveți grijă de voi. Și multă sănătate. Bye bye now.